Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint evoluția tomatelor la 7 zile de la plantare. Iată și cum le-am plantat, cum le-am palisat. Prima dată vreau să vă arăt ce sistem de furtune am folosit. Am folosit practic cele mai bune furtune care există pe piață. Mai au apărut unele cu o duză reglabilă, din acelea care se înțeapă direct în această țeavă. Aceasta o avem din țeavă de 1 mm, nu avem furtun, să vă precizez de la început. Avem două supape aici, două supape pe partea aceasta. Distanța între furtune o avem de 40 de centimetri. Avem 60 de centimetri între plante. Le voi palisa pe două ațe pentru că voi lăsa un copil și voi forma o plantă dublă pentru a da un randament dublu. Bineînțeles, acest lucru trebuie să-l facem și cu fertilizării pe măsură. Trebuie să avem un sol de calitate, exact cum am eu aici, fertilizat cu gunoi de grajdă din toamnă, putred. Instalația de udare sau pentru udat o avem formată din coloană de 40, fi 40, robineți de 16 și instalația furtunele pentru irigat cu acele tuze duble de 16 cm, milimetri. Deocamdată ele nu arată foarte, foarte bine, dar deja au început să și îngroase turpina, au început să crească frunze noi. Iată, avem foarte multe înflorite. Aici avem un hibrid de tomate tip prunișoară pentru cultura 2 până toamna târziu. Le voi ține chiar până va da zăpada. Bineînțeles, dacă vom scăpa de tuta absolută. Astăzi mi-au venit și plasele contra insecte și sperăm că anul acesta vom avea rezultate bune. Nu v-am spus, în caz că doriți să opriți apa pe un furtun, opriți foarte simplu din acești robineți. Dacă doriți să-i reparați în timpul mersului, foarte simplu. Aici avem niște carnituri de cauciuc pentru etanșare. Ce probleme am avut de la plantare până acum? Am avut câteva fire care au fost afectate de ciuperca fitofora. S-au tăiat, le-am înlocuit. Am efectuat un tratament cu un fungicid la rădăcină și s-a stopat. Iată cum le-am palisat. Aici va veni al doilea braț. După cum știți, de acum un an, eu le las pe două brațe. Le palisez pe două brațe. Am efectuat și un tratament, o fertilizare, mai bine spus, cu un fertilizant pentru înrădăcinare biologic de la Atlantica. Polenizarea am efectuat-o foarte simplu prin lovirea sau mișcarea plantei. Cea mai bună metodă, nu am folosit niciun sau nicio substanță chimică sau biologică. Roșiile deja au ajuns la etajul 2, dacă observați. Peste câteva zile le voi rupe
aceste frunze vechi care nu mai funcționează, dar deocamdată mai așteptăm să se fortifice puțin planta și vom efectua celelalte lucrări. Iată cum mișcă vântul plantele, cea mai bună polenizare aceasta poate fi. Cam acesta a fost filmul de astăzi, până data viitoare vă spun la revedere!